nici o sărbătoare evreiască nu implică atât de multe pregătiri și atât de multe eforturi, deci pregătiri din punct de vedere al curățeniei propriu-zise, dar și din punct de vedere ritual, al curățeniei rituale. Se lucrează foarte mult înainte de intrarea în Pesa, inclusiv pasele, o pregătire, o cașerire specială pentru Pesa, a tuturor veselii din gospodărie. Gospodăriile tradiționale evreiești foloseau un rând de vase, se folosea un rând de vase special, numai pentru Pesa, deoarece era, ca să nu se amestece vasele din timpul anului cu vasele de Pesa. La fel, în seara de înainte de intrarea, de prima seară de Pesa, se făcea căutarea hamețului. După curățenia foarte, foarte strictă care se făcea în gospodărie, se face și acel dedicat hameț, acea căutare a hamețului. Este un adevărat ritual, poză dumneavoastră știți. Căutarea se face până seara, se face seara, la lumina unei lumea, se face cu o pană de paste, cașer, de pană de grâscă, de obicei, și cu lumina lumânării pentru găsirea și a ultimelor firimituri, dacă este posibil, de hameț. Se 10 bucățile din acest hameț, se achetează și se așează în diverse locuri în casă, iar în urmă căutării trebuie descoperite, adunate împreună, iar a doua zi dimineață se face să facă hameț sau arderea hamețului. Vorbim de hameț, trebuie să spunem că Pesahul este o sărbătoare, o adevărată lupte între mața și hameț. Mața, ca simbol al nedospite, avem toți pe masă, știm cum ce înseamnă mața, deci este și totodată și pâinea din cazul pe care evreii au primit-o atunci când au ieșit din robie, când au ieșit din au fugit din Egipt, n-au avut timp să prepare o pâine de evră, gospirea roadului, se mânca mața, deci acea așa numită pâine a necazului, pâine nedospită. Iar hameț este reprezentat de alimentele din cereale care sunt fermentate, care sunt rostite, pâine, cojonac, total interzise de Pesa, toate aceste aspecte, inclusiv de uiscă, deci care se separă din cereale rostite. Sărbătoarea de Pesa ține în Israel 7 zile. Prima și a șaptea zi sunt zile de iantă, zile de sărbătoare de lucrătoare și cinci zile intermediare de Hola Moed, care sunt zile de sărbătoare lucrătoare. În diaspora, primele două zile sunt zile de iantă de sărbătoare, noi suntem acum de nivelul celui de-al doilea seder, deci a doua, intrarea la a doua zi de sărbătoare. Și ultimele două, la fel, sunt de sărbătoare, la mijloc avem 4 zile de Hola Moed, de sărbătoare, în total, Pesa în diaspora ține 8 zile, atunci când Israel își ține 6 zile, în diaspora se sărbătorește, se respectă între 8 zile Pesa. În general, sărbătorile diaspora țin o zi mai mult. Există explicație, interesează, o să interesează, o să mai vorbim. Pesa cu devenirea sărbătorii este de Haga Pesa, Haga Matzot, Haga Aviv, Zuman, Helodein, timpuri libertății noastre. Deci, vorbim de începutul scăpătării libertății noastre, pentru fuga ieșirea din Egipt. Este Haga Matzot, pentru că se consumă matzotul, deci la fel de ieșire din vorba de alimente în cerere, este total de răspite. Este Haga Pesa, amintirea jertfei care s-a făcut și a Jefnelul Pascal, care a fost trăit în noaptea respectivă, pregătit în ziua și noaptea respectivă, pentru că a fost prins la foc în mare gravă și care a ajuns la sărbătoarea primăverii. Spuneam că sedul de Pesa se desfășoară în tonul cultural. Avem cu toții în față, avem câte o agada, aveți la masă, se respectă anumite etape. Pentru a vorbi despre acest lucru, avem totodată și un platou tradițional care este folosit la Pesa, obligatoriu la Pesa, pe platou. Avem în partea dreaptă sus, avem zroa,
pasăre care este prindă în amintirea jertfei pascale, jertfei mielului pascal, care s-a făcut înainte de fuga din Egipt. Avem un ou fiert, este un aliment care simbolizează necazul poporului, un aliment folosit în general de evrei, în general la Domnul, dar totodată simbolizează și speranța poporului nostru în libertate, în pace și într-o viață mai bună, în liniște. Avem în mijloc maron, o bucățică de hrean, simbol care ne amintește de viața amară, viața grea pe care au avut evreii în sclavia egipteană. În partea stângă avem carpas, care este pătrunjel, o cată de pătrunjel sau frunze de pătrunjel și care se consumă, trebuie să aveți la masă și niște pătrunjele cu salamură. Deci se consumă în amintirea vieții amare și cu la vieții grele, înmuiat de două ori, să vedem din ce cauză se înmoaie de două ori în salamură. În dreapta jos avem carosetul, care este un amestec de aer, anunț și vin, amestec care se forma unui neam ghidului de lucru prezentat de evrei în această robie egipteană. Deci muncile foarte, foarte grele, multe înjositoare la care erau supuși evrei în robia egipteană. Avem și câteva frunze de salată, la fel amintindu-ne de viața grea, viața amară, avută de evrei în Egipt. Spuneam că Haggadah ne arată versul pentru pe care trebuie să-l urmăm în seara de seară, deci pentru a respecta ritualul de seară de Pesach. O să amintim aici cele 14 momente care fac parte din acest ritual. Avem Kadeș sau Chidușul de vin, sfințirea sărbătorii care se face cu ajutorul binecuvântării pe vin. O să o facem împreună cu toții. Primul pas l-am făcut odată cu aprinderea și binecuvântarea pe aprinderea lumânărilor. Urhaț, etapa a doua este spre cel care conduce sederul, spălarea pe mâine acestuia, fără însă să se facă binecuvântarea de a nefila de atare. Carpas, avem platou de seder, de specific de seder, avem pătrunjelul, se consumă pătrunjel sau cartof, avem și una și alta, se consumă pe înmuiere de două ori în apă, cel puțin două ore în apă sărată, în salamură, cu binecuvântarea de vore pri Adama. Iahaț. Toată lumea are pe masă, avem trei felii din șmura, din azima specială, deci sau păzită. Deci pască, în general, la azima, pască evreiască, cum se mai numește ea, este un aliment foarte, foarte strict supravegheat în ceea ce privește respectarea regulilor de fabricație. Dar șmura este, supravegherea este pe tot procesul tehnologic, să spunem așa, începând cu revoltarea cerealilor în care se va fabrica făină, din care se face mai târziu pască. Cele trei felii de pască pe care le-a dat de mesele sunt felii de șmura. Iahaț este momentul în care spuneam de cele trei felii. Felia de pască din mijloc se rupe în două și o jumătate se păstrează la urmă pentru a fi comat pentru desert. Ierea mesei de Pesach obligatoriu se face cu o bucătărie stând din azimă de pască evrească, pentru a rămâne de noi cu imaginea, cu expresia, cu gustul sărbătorii de peste. Maghete. Să facem povestirea ieșirii din Egipt, făcătorul copiilor, despre povestea ieșirii din Egipt. Rahța este momentul următor cu spălarea tuturor peschetelor pe noi cu binecuvântarea de a intra de-a daie. Moții Mața, se face singură gustă din pască cu binecuvântarea de alachila mațeală. Maror.
spus din rădăcinile amare, din Andrean. Core este specificul pentru persar, se folosește bața, se folosește bața, adon și, și pesar, deci pictura de, de pesar, care sunt specifice aceste sărbători. O să încercăm să mai reducem, să mai simplificăm, ca să nu forțăm rătarea. Împreună vreau să facem un fiduș pentru sfințirea acestei sărbători. Cu toată lumea să-și pună roșu la este trașer, dacă nu s-a vândut roșu, putem folosi și din aur. Ca să facem fidușul. Urecha ta adăma, voi poate să te ridicăm. Deci, chidușul sau sfârșirea de vânt a Sfântului de Vesă, 5784. Urihata Adonai, Elohei numele ca o lam, boierei priagafem, ume, se gustă din puțin din vinul cu care se face. Urihata Adonai, Elohei numele ca o lam, așa buhar bun, micul om, в рамамуне Миколушай, в Экисшуне Борис Войсов. Вадиде луне Адонай Лорейни, Беагу, моя дым ла симха, хаким изманим ла сусой. Эсьёй, как амацот азе, зыман херупейну, ведь часто зи, де сарбатуаре амацотулер, алиметров не то спите, și timpul libertății noastre. Zeman Herodeinu, Migrugoi, deci Zeche, Leția, Smitsaim. Chivuni buhar, tu vei suni chidaș tu Nicolu Amim, imoia de cocehu, băsimha im susoi în fin haltuni, burih ato de noi, măcadeș Israel, pe azmanim. Amen. Binecuvântat fii Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ne-ai ales pe noi dintre toate popoarele, și ne-ai ridicat peste celelalte popoare și ne-ai sfințit prin poruncile Tale. Și ne-a dat Domnul Dumnezeul nostru cu iubire, sărbători spre bucurie, sărbători și timpuri sfinte spre voie bună, precum această sărbătoare a Pesahului, timpul libertății noastre, o chemare spre sfințire, spre amintirea ieșirii noastre din Egipt. Căci pe noi ne-a ales și pe noi ne-a sfințit Domnul Dumnezeul nostru, cu sfintele sale sărbători, cu bucurie și plăcere ne-a dat. Binecuvântat fii Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care sfințești pe Israel și sărbătorile. Amen. Se poate lua loc, dacă doriți. Facem o mică întrerupere a sederului, o să nu avem prea obosit. Continuăm cu meniul cu servirea super tradițională de pesă.